Salut, Bogdan Ilie sunt. Când schimbarea este inevitabilă, dar nu numai, adaptarea, dezvoltarea personală, adaptarea la nou mediu, la noua lume, la noile condiții, este, a fost și va fi întotdeauna o alegere personală. De ce încep acest video așa? Pentru că am tot avut discuții cu cunoștințe, cu prieteni și dilema celor mai mulți este legată de a rezista schimbării. Și întrebarea mea este simplă. Poți să controlezi la un nivel sau la un grad ridicat ca schimbarea să nu se întâmple? Ai resursele necesare, indiferent că e vorba de cunoștințe, resurse financiare, efort, orice altceva. Nu ai. Ok, bun. Dacă știi că nu ai aceste resurse și nu ai cum să te opui schimbării, care e soluția atunci? E simplă din punctul meu de vedere, e la mintea cocoșului, cum se spune. Și anume, este necesar să te uiți în jurul tău, să-ți faci o proprie analiză și să vezi ce poți tu să controlezi într-o proporție cât mai mare în mediul actual și în să prevezi un pic vis-a-vis de noile schimbări, de noua lume înspre care te îndrepți. Pentru că hai să spun un secret. Nu știu cât e de secret sau nu. Dar mâine soarele va răsări cu sau fără tine. Da? Așa că cel mai bun lucru de făcut, din punctul meu de vedere, este să, încă o dată, să te gândești, să-ți faci o analiză, să vezi ce poți să controlezi și cum te poți adapta într-un mod mult mai bun pentru a-ți găsi locul, rolul și fericirea în noua lume sau în noul mediu care îl prevezi și care vezi că vine. Iar acțiuni de genul sau mod de gândire de genul am să rezist, am să fac, nu cred că vei putea rezista. Iar a te da înapoi și a ajunge în epoca de piatră, iarăși nu cred că îți va face bine, cel puțin pe termen mediu și lung. Așa că cel mai bun mod de făcut este să-ți folosești ceea ce ai între urechi și în interiorul capului și să te adaptezi, să te schimbi. Exact cum spuneam într-un video anterior, oamenii dispuși să învețe în vremuri de mari schimbări vor moșteni pământul. În schimb, cei care se cred gata învățați se vor găsi pregătiți sau se vor trezi pregătiți pentru o lume care nu mai există. Așa că, hai să anticipăm. Hai să vedem ce se prevede în viitor. Hai să vedem ce putem, ce știm, cum putem să controlăm lucrurile sau ce lucruri putem să controlăm în mod direct și să ne adaptăm cât mai bine. Pentru că, hai să-ți mai dau încă un exemplu. Și dacă vei sta să studiezi, să analizezi, o să vezi că se întâmplă lucruri de genul ăsta. Hai să luăm ca și exemplu inteligența artificială. Se dezvoltă din ce în ce mai mult și sunt oameni care spun ce o să facă oamenii dacă vin roboții și ne iau joburile. Da? Ce o să facă oamenii? Bun, eu o să pun o altă întrebare. Întrebarea este în felul următor.
Să presupunem că vin roboții și îți iau joburile. Da? Job de casier, adică, îți dai seama, țelul în viață este toată ziua să stai pe un scaun, să-i împrunzi, tic, tic, și să-l pui de pe o parte pe alta. Ăla este țelul suprem al omului. Atât de sus a ajuns încât să facă caserie. Sau să stea pază, să vadă cine vine, cine nu vine. Sau, eu mai știu ce, tot felul de astfel de joburi. Nu, frate, lasă să vină inteligența artificială, lasă să vină robotica să ia joburile oamenilor. Pentru că întrebarea este următoarea. Nu este ce vor face oamenii. Oamenii sigur vor trebui să-și folosească cât mai mult ceea ce au aici. Atunci vom vedea cine ce. Dar pe lângă asta, întrebarea la care trebuie să-ți dai tu răspuns, încearcă să te gândești, bun, vin roboții și ia joburile în agricultură, vin roboții și ia joburile de casier, vin roboții și ia joburile în construcții. Bun, întrebarea este, și repet special, pentru cine vor produce acei roboți? Tot pentru ei? Adică ce, o să mănânce ei castraveți? Nu, tot pentru oameni. Că dacă omul nu va mai exista, robotul ce cucu să facă? Pentru cine să producă? Pentru cine să producă haine, îmbrăcăminte, încălțăminte, mâncare, construcții, mașini, computere și așa mai departe? Da? Tot pentru oameni. Așa că hai să ne folosim ce avem mai de preț, să anticipăm, să vedem încotro merg trendurile și să vedem cum ne poziționăm noi în acea lume, cum ne găsim locul, cum ne adaptăm în așa fel încât să fim fericiți atât noi cât și cei de pe lângă noi. Sunt Bogdan Elie. Îți urez mult succes, fericire și sănătate. Te salut!